Bună, dragii mei! Așa cum v-am promis, o să încep așa o serie întreagă de webinarii. Sper să și nu terminăm, adică să nu se termine vreodată, să tot continuăm. Am încercat în webinarul ăsta, mă rog, să fac o sinteză din mai multe materiale pentru a vă oferi, pentru a vă da mai multe detalii, noțiuni, concepte, da, imagini, absolut necesare, cred eu, pentru înțelegerea profundă a subiectului și temei pe care am promis-o că o fac, despre matricele sorții, ce sunt acestea, sau matricele destinului, am spus noi acolo, da? Ce sunt acestea, ce fac de fapt, da? Cum ne aliniem și trăim în această viață în conformitate cu aceste matrici. Dar pentru că această temă, da, tema și au venit și din feedback-ul vostru, este într-adevăr una vastă, complexă, așa, da, și cu multe detalii și aspecte, vor fi câteva noțiuni și concepte ajutătoare, dacă vreți, sau mai bine spus, un fel de piese de puzzle, da, care vor completa imaginea și tabloul ăla total, da, și general, mult mai bine și va fi mult mai clar și mai de înțeles. Da? E ceva timp de când stau pe acest subiect și am tot analizat ce fac, cum le așez astfel încât să fie cât mai clare și respectiv să poată fi într-adevăr și utilizate aceste cunoștințe, pentru că, da, nu de asta cumulăm cunoștințe, da, să le și utilizăm, să fie și benefice pentru noi. Așadar, una dintre aceste piese de puzzle va fi practic o scurtă incursiune în tot ceea ce înseamnă seva, despre care o să vorbim, acea sevă vitală, despre care o să vorbim, cum vă spuneam, și în webinariile da, următoare, vor fi câteva. Sau altfel mai putem spune, acest da, flux firesc de energie pe care îl avem cu toții în principiu, da, în această viață, da, pe pământ. De asemenea, este necesar să înțelegem și ce este acel sistem compensatoriu energetic sau acel flux, dacă vreți, nefiresc de energie, deci este unul firesc și unul, da, nefiresc, sau probabil o să țineți minte mai bine, da, dacă o să-i spunem care practic sunt sursele sau fluxul, da, de energie tip doping. Așadar, omul vine pe lumea asta compus, da, format din trei structuri, din trei nivele sau trei planuri diferite, cum vreți să-i spuneți, trei componente, elemente, trup, minte și suflet. Sunt convinsă că nu pentru prima dată auziți. Cei care ați citit deja Nectar pentru suflet, vă este deja cunoscut, da, faptul că fiecare dintre ele, dintre, da, acestea trei, trup, minte și suflet, funcționează, da, deci au origini diferite și funcționează după legi diferite, au roluri, da, și chiar sarcini sau scopuri și obiective diferite. Și relația asta cu tine însuți, când spunem noi, când vorbim despre această relație cu tine însuți, da, de a face cunoștință cu tine însuți, spuneam eu că e cel mai important lucru în viața asta, ei, această relație cu tine însuți pornește practic de la înțelegerea relației dintre trup, minte și suflet. Pentru trup, de exemplu, da, legea principală este cea legată de supraviețuire, da? Trupul știe cumva, dacă putem să-i spunem, că este, își cunoaște, dacă vreți, da, originea, știe că în principiu este, da, nu e infinit, e periodic, da? Că la un moment dat îi vine finalul, da, adică practic că nu este veșnic și că în esență nevoile trupului directe sunt, cumva putem să le spunem și similar cu cele descrise în piramida lui Maslow, da? Deci cele de bază. Nu mai intru în detaliu pentru că cred că știți la ce mă refer. Ei, e de înțeles că asta e deja programat în acest trup. Pentru suflet însă, legile, originea, da? Nevoile, scopurile, sarcinile sufletului sunt complet altele. Sufletul, acea bucățică de spirit înzestrată cu un anumit set de capacități, da, de semințe energetice, vine aici pe pământ să le dezvolte, da, să crească aceste semințe, să le înflorească, dacă vreți, și astfel să evolueze, spunem noi.
Încă o dată, cei care ați citit Nectar pentru suflet, înțelegeți mult mai bine la ce mă refer. Cei care nu ați citit, vă rog să o faceți, da? Ei, și pentru a reuși acest lucru, sufletului îi este, el așa singur, el nu poate face, dar toată treaba asta, și atunci este necesar, dacă vreți, un costum special pentru a putea experimenta în sau această lume densă numită Pământ. Da? Și acest costum practic și reprezintă acest trup. Da? Deci trupul este un costum pentru suflet, nu invers. Mintea și creierul este un fel de, să-i spunem astăzi, așa, în contextul lecției de astăzi, un fel de instrument de legătură, adică cel care practic procesează informațiile și cunoașterea prin, da, sau din această lume. Dacă vreți, uneori e un fel de avocat între trup și suflet, doar că atenție, mintea totuși e un organ care, da, acolo se întâmplă așa niște de chestiuni interesante, dar totuși rămâne un organ legat de trup și, în primul rând, rolurile lui, a minții, a creierului, sunt legate de apărarea trupului, da? Deci, practic, de supraviețuire, de păstrarea energiei. De aceea discutăm noi și în Nectar inclusiv, dar nu doar, da? Și în seminariile de la, din cadrul Academiei Noua Viață, despre acele jocuri periculoase ale creierului, da? Dincolo, da, jocurile periculoase ale creierului, dincolo de acele capacități uimitoare pe care le are creierul în același timp. Aș spune eu că cumva creierul ăsta nostru este și prieten și dușman în același timp. Așadar, iată, vine sufletul pe pământ, întrupat, da, într-un trup, construind practic, da, o triadă din asta integrală, holistică, dacă vreți, îi spunem noi la sistemul ăsta creat, în final îi spunem, da, organism cu tot ce înseamnă el, sau simplu omul. Da? Omul nu este numai sufletul, omul nu e numai trupul, omul e toate trei într-una. Ei, și fiecare om pe lumea asta are un anumit vas energetic, da? O anumită, un rezervor, dacă vreți. Da? Totul este energie și nimic nu funcționează fără energie în lumea asta. Acest rezervor sau vas energetic pe care îl avem, el este personalizat la fiecare. Și practic, când spunem, da, personalizat, ca să ne fie mai clar, așa că nu întâmplător folosesc aceste cuvinte, vorbim practic despre acea capacitate, da, și acel nivel de energie din interiorul fiecăruia dintre noi, în care, sau, da, da, nivel de energie în care sau prin care noi ne simțim cu adevărat bine, da? Ne simțim confortabil, ne simțim bine, ne simțim fericiți, dacă vreți. Ca să fie mai clar, vom folosi, ca de obicei, diverse imagini și analogii pe care le cunoaștem deja și cumva ne ajută să înțelegem mai bine la ce ne referim. Evident, nu, da, unul fizic, ci unul energetic. Când vorbim de rezervoarele astea, da? Așadar, deci, practic, e de încercat să vă imaginați că aceste vase din interiorul nostru sunt ca niște rezervoare, chiar dacă nu fizice, da? Dar sunt niște rezervoare energetice, da? Dacă vreți, ca niște rezervoare de combustibil, precum au și mașinile, da? Și, la fel ca la mașini, rezervoarele lor sunt, practic, adaptate la tipul, dimensiunea, puterea mașinii, da? Unul poate să aibă rezervorul sau o mașină. Acum, dacă ne reîntoarcem la oameni, cumva e similar. Unul poate avea rezervorul de capacitate 5 litri, da? Altul de 100 de litri, da? Și un al treilea, da? Un alt om să fie, nu știu, om Boeing, da? Și are nevoie de un rezervor tip Boeing de câteva tone. Atunci când omul are plinul făcut, da? Propriul rezervor, exact ca la mașină, da? Plinul făcut, plinul ăsta energetic, da? Indiferent de capacitatea lui, că e de 5 litri, că e de 100 de litri sau că e de 3 tone, da? Atunci el se simte plin. Da? Noi mai spunem împlinit, poate nu degeaba îi spunem, da, așa împlinit. Adică pe limba noastră, altfel, da, să-i spunem, se simte sătul, da? E cu rezervorul plin, e sătul. Stomacul e plin, ne simțim sătui. Și intenționat am folosit cuvântul sătul și nu împlinit, da, direct sau fericit încă. Și veți înțelege mai târziu de ce anume. Îi spun doar plin și sătul și nu neapărat plin și fericit. Ce este cel mai important de înțeles, da, acum, este că
În esență nimic noi, da, cum ne-am obișnuit noi să împărțim așa, să separăm în rău sau bine, da, și că practic capacitatea rezervorului, capacitatea acestui vas energetic interior este perfect și exact potrivit ales, adică nu întâmplător, nu dăm cu banul, da, când ne cade, cum ar veni, de care rezervăm, vom avea. Rezervorul ăsta perfect și potrivit fiecărui om, da, e ales special pentru el și e fix conform dimensiunii lui, dacă vreți, indiferent că e de 5 litri sau de 100 de litri sau cel de câteva tone. Ei, și acum o altă idee la care cred că merită să, da, cugetăm și să o înțelegem. Asta apropo de cât de diferiți suntem, da, inclusiv din acest punct de vedere. Dacă, da, cei de imaginat acum, da, dacă cineva, da, un om care are acest rezervor, acest vas de capacitate 5 litri, da? Deci rezervorul, imaginați-vă, da, nu știu, un pahar, are capacitate. Voi imaginați un rezervor mai mare. Eu iau paharul ca să fie mai, să am o grafică în mână așa. Deci dacă are cineva cu capacitatea de 5 litri, da? Ca și rezervor interior, are în el 3 litri energie, dacă vreți, da, unități de măsură la energie, cum vreți să le spuneți, da, deci are din 5 unități 3, da, deci din capacitatea de 5 are 3 litri de energie în el, acesta se va simți, da, omul respectiv se va simți așa, puțin flămând, da? În schimb, dacă unui om tip Boeing, da, adică imaginați-vă nu paharul ăsta, dar un pahar de 1000 de ori mai mare, da, decât atât, adică cu rezervorul foarte mare, acolo unde încap 3 tone, dacă într-un astfel de om, în rezervorul lui, în vasul lui energetic, sunt aceiași 3 litri de energie, atunci acesta se va simți complet gol și flămând. Da? Cred că e logic, 3 litri la Boeing și 3 litri la un rezervor de 5. Ei, uite, capacitatea asta, volumul ăsta, capacitatea, dimensiunea asta, da, vasul ăsta, dimensiunea vasului energetic a fiecăruia este legată, foarte legată de vârsta sufletului la fiecare. Despre conceptul ăsta eu nu o să intru prea mult în detalii acum, găsiți din nou extrem de multe detalii despre, da, vârsta sufletelor în cartea Nectar pentru Suflet. Ce aș vrea eu doar să vă reamintesc acum este faptul că această vârstă sau vechime, da, bătrânețe, dacă vreți, nu ține de uzarea sufletului, da? Sau așa cum poate ne-am obișnuit să gândim aici pe pământ, da? Ci ne referim la cât practic au reușit acele suflete să dezvolte, da? Să crească, da? Să ude și să înflorească din acel set de capacități și semințe inițiale care s-au, da, pus acolo când s-a întâmplat acea naștere a sufletului. Da? Deci câte din ele au reușit să se dezvolte, să crească, practic cât a reușit să din acele semințe să înflorească în toate viețile, da, omului de până acum. Eu nu o să intru în detaliu încă o dată în subiectul ăsta. Nectar pentru suflet vă răspunde foarte mult tocmai legat de acest subiect. Deci, practic, vârsta sufletului depinde direct de cât a reușit să învețe, să experimenteze acel suflet, să crească, să evolueze și așa mai departe. Da? O altă bună analogie, dacă vă ajută, puteți să vă imaginați că atunci când sufletul se naște, da, din bucata aia de spirit, da, mare, și iese așa o scânteie suflet, el arată așa, inițial puteți să vă imaginați ca un pachetel de semințe steluțe, da? Din care poate crește. Practic acel set de capacități. Imaginați-vă că sunt niște semințe. Un suflet tânăr, vi l-ați putea imagina prin analogia asta cu semințele, că e un pachetel de semințe care, da, un set de semințe care abia au reușit să încolțească, da? Abia au reușit să încolțească. Un suflet matur, da? Maturizat, din practic, dacă ne întoarcem, da, la cele semințe, vă puteți imagina că deja din setul ăla 10-20 de fire au ieșit, da? Au ieșit, au înflorit, așa, sunt primele frunzulițe acolo, da? Primele 2, 3, 4 frunzulițe. Dar încă nu-ți poți da seama ce
specie, da? Ce plantă va crește de acolo. Cred că înțelegeți la ce mă refer. În principiu, cam toate plantele, da, arată la fel după, da, în etapa aia de încolțire și răsărire. Abia mai târziu îți începi să faci diferența între ce a crescut din fiecare. Ei, și bineînțeles, deja un suflet bătrân, vă puteți imagina că, da, din toate acele semințe, toate au încolțit, toate au ieșit, toate au florit, toate au evoluat, da? Și practic poți să vezi acel, da, stejar, da, în toată splendoarea lui. Dacă vreți o altă analogie, da, poate mai simplu, este să vă imaginați așa un copil în clasa 1 și un copil în clasa 12, da? Deci un suflet tânăr e cineva în clasa 1 și un suflet și 2 și 3, după aia trece, da, la matur, poate fi clasa 7, 8 și deja bătrân înseamnă, nu știu, clasa 12. Și asta e important de înțeles, că nu-i nimic rău sau nu știu cum, da, să fii în clasa 1. Și cel din clasa 12 a fost cândva și el în clasa 1 și, da, nu e supărat, cel din a 12 nu e neapărat supărat pe cel din clasa 1 pentru că nu știe să rezolve integrale. Da. Știe că e conștient că și cel din clasa 1 urmează să ajungă și el într-a 2. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă va mai rămâne clasa de vreo câteva ori, va ajunge și el în clasa 12. Așadar, noi, da, tot călătorim, noi sufletele, încă o dată, da, acum, că tot călătorim în această lume și venim de câte ori e nevoie până nu înfloresc și până nu cresc și până nu se dezvoltă toate acele semințe, da, și toate acele capacități, da, până nu devenim, dacă vreți, acele suflete stejar, da, sau acei elevi în clasa 12-a, da, adică suflete bătrâne. Așa, asta înseamnă sufletele evoluate, nu că ar fi mai speciale, da? Ci pur și simplu că au ajuns în sfârșit, da, în clasa 12. Din semință a crescut acel stejar. Adică, practic, suflete care au trecut prin toate etapele de evoluție ale copacului, da? Au trecut toate clasele și nivelele acestei școli practice, da? Numită Planeta Pământ. Ei, să revenim la rezervoarele noastre de energie. Și ce e de înțeles este că capacitățile sau volumul, da, dimensiunea acestui vas, acestui rezervor propriu de energie interioară, da, din noi, vorbim acum strict de, nu de doză, ci strict de dimensiunea rezervorului, da? Deci cât de mare e acel rezervor energetic, el este perfect potrivit cu sufletul nostru. Da? Adică, practic, dacă vreți, cu vârsta sufletului nostru. Dar nu doar atât. Pentru că atunci când sufletul se încarnează, da, vine aici într-un trup, da, ia acest costum, practic lui se, da, sufletului încă o dată, îi se stabilește o sarcină, da, un program de viață, o misiune, mai spunem noi. Sunt multe cuvinte care se pot folosi, esența este aceeași. Venim în lumea asta să facem ceva. Deci avem o treabă. Da? Venim pentru ceva. Sarcină, program de viață, misiune, da. Ei, și practic, da, deci sufletul, trupul, vine în trup și sufletul vine cu sarcina, cu programul lui. Și practic, în același timp, îi se atașează, dacă vreți, da, se conectează așa la un flux, da, la un râu, da, la un flux pământesc, dacă vreți, de energie. Adică, practic, un flux energetic care va asigura toate componentele și elementele materiale, da? Pe durata acestei colaborări, da? Acestei colaborări trup-minte-suflet, în perioada asta. Da? Fiecărui om pe lumea asta îi se dă un destin, da? Și, practic, o energie aferentă sau, da, o energie și un vas, da? Un rezervor plin cu un anumit rezervor, cu o anumită, da, energie, aferent, da, destinului, aferent acelui program de viață, da, ca omul să-și poată îndeplini acel destin, acel program propriu de viață. Adică, altfel, dacă vreți, puteți să vă imaginați un tată, da, un tată ceresc, Dumnezeu, Univers, spuneți-i cum vreți, puteți să vă imaginați pe tatăl vostru, da, care vă dă sarcina de a, nu știu, pe limba noastră, așa, de construit un pod, da? Sarcina de a construi un pod. Și în același timp îți oferă și toate materialele necesare, dacă vreți banii, da? Pentru a face acel lucru, da? Îți dă
ai sarcina, ia materialul, ia bugetul, ia situia, poftim, da? Fă sarcina. Noi pur și simplu, da, uităm, da? Ne impregnăm după aia de șabloane, dar ajungem acolo. Deci, în esență, aceasta și este, de fapt, acea autentică suficiență, adică cea care ți-a fost destinată încă înainte să te naști aici pe pământ. Și dacă toată această energie sevă, da, dacă ea toată va fi absorbită complet, da, deci practic rezervorul va să fie plin, da, acel vas al tău personal va fi completat, ei și atunci, completat firesc, încă o dată, da, cu ce am povestit mai sus, ei, abia atunci te simți cu adevărat, da, împlinit și fericit. Numai că dacă în acest vas, rezervor energetic personal, da, din pământ, dacă vreți, puteți să vi-l imagineți, că e din pământ, să-i spunem azi, da, de la mama natură, da, din pământ, aici, în lumea asta densă, fizică, da, materială. Încă din momentul nașterii noastre, aici, intră diverse tipuri de energie. Sănătatea e o energie. Oportunitățile, banii, conexiunile, relațiile, legăturile, da? Și copiii, în principiu, în vârsta de, dacă vă uitați la ei așa mici, cei de 2-3 ani, așa, ei de asta și sunt, în principiu, plini și sătui, da? De astfel de energie. Și noi vedem, practic, da? Și simțim asta. În timp, ei, în timp, așa, cu vârsta, odată cu vârsta, începe, practic, să se observe ușor, ușor la fiecare un soi de insuficiență, da? Sau un fel de foame energetică. Tocmai pentru că, odată cu vârsta, ce se întâmplă minunat în viața noastră, acest flux de jos, da? De la pământ, îi spunem. O să-i spun flux de jos, da? Când spun flux de jos, imaginați-vă pe cel firesc. Da? Fluxul ăsta firesc, energetic, are practic ușor, ușor tendința să-și închidă ușile, da? Sau porțile de intrare. Puteți să reveniți la pahar și să vă imaginați că pe aici, pe undeva, da? Ar fi poarta și ușa, da? Prin care intră acel flux de jos, energia firească, și pe undeva pe sus o să vorbim despre altceva. Ei, odată cu vârsta, acest flux de jos, acest flux firesc, are ușor, ușor tendința să-și închidă porțile, ușile, da? Are ușor, ușor tendința să-și închidă porțile de intrare. Cum încep, mai exact, cum începe să se întâmple chestiunea asta? Păi, în esență, primele uși care se închid prin, da, sau cu ajutorul dragilor noștri părinți, da, draga noastră educație, ei, și un pic mai târziu, așa, diverse alte influențe din exterior, șabloane, dacă vreți, programe induse, da? Aici și practic societatea modernă la ora actuală e plină de astfel de influență, da? Din exterior. Cu cât, da, din acest exterior se întâmplă o anumită influență, ei și datorită educației și influenței se închid aceste uși, aceste porți prin care practic intră această energie firească, această sevă vitală, da? Se închide acest flux de jos, da? Flux al pământului, dacă vreți. Printre aceste șabloane, în procesul ăsta de educație, da? De influență din exterior, prin toate aceste șabloane, regăsim practic o grămadă de mituri, dacă vreți să le spunem, da? Iluzii, da? Care și reprezintă sau contribuie, poate mai bine spus, da, la închiderea, da, acestor uși. Și exemple. Una din ele, da, vorbim de prima ușă, așa să zicem, care s-ar închide, este capacitatea noastră de a primi firesc tot ceea ce îți oferă, da, practic această planetă, încă o dată, creată pentru fiecare dintre noi. Deci noi cumva uităm de mici, ajutați, bineînțeles, da, și încă foarte rapid, că toate aceste daruri pe care le are planeta pentru noi ne sunt încă o dată dăruite,
Darurile sunt dăruite de univers, de Dumnezeu, de cum vreți să-i spuneți. Da? Și practic schimbăm rapid șablonul din e darul pământului pentru mine, da? Schimbăm rapid șablonul pe o întreagă categorie de trebuie meritat. Da? Deci am de meritat, întâi o să merit dragostea mamei, după aia o să merit nu știu ce jucărie. Deci încep pe niște detalii și niște chestii din astea, mititele, dar care în total formează o întreagă credință, dacă vreți, da? O întreagă paradigmă care contribuie la închiderea acestor uși ale fluxului firesc. Noi suntem încă o dată educați de mici că trebuie să merităm tot ceea ce avem, da? Dragoste, relațiile, banii, prietenii și așa mai departe. Da? Că pentru toate trebuie să muncim din greu, da? Și să plătim pentru tot, nimic nu-i gratuit în viața asta și aveți, cred că știți cu toții, da? Toată lista aia de zicale care deja stau așa adânc în noi. Și ajungem într-adevăr foarte rapid să credem că Dumnezeu chiar este un mare idiot, da? Care ne-a creat, ne-a creat încă o dată. Cei care încă aveți dileme și poate da, în acest sens, o să vă fac trimiterea din nou la Nectar pentru Suflet. Așadar, revenind. Deci Dumnezeu ăsta atotputernic și atot da, infinit, totuși e un pic idiot așa, pentru că El ne-a creat, ne-a dat suflet, ne-a dat trup, ne-a dat minte, ne-a dat program de viață, destin, misiune, sarcină, da, de toate. Ne-a trimis pe acest pământ și ne-a spus, ei, toate ți le-am făcut, dar mai departe cu sursele de supraviețuire, cu imunitatea, da, te lămurești tu cumva. Ei, ăsta probabil este și cel mai greu de spart și deprogramat, da, deprogramat, de spălat, da, șablon. Pentru că acesta e unul din cele care se transmite deja din generație în generație. Ori este atât de important să revenim la firesc, da? Și să înțelegem în adâncurile noastre profund că ești trimis aici cu destinul, sarcina, misiunea ta. Ei, și dacă ești tot trimis aici cu toate astea, atunci este logic și firesc că pentru această sarcină, pentru această misiune, pentru acest program de viață cu care ai fost înzestrat sau însărcinat, dacă vrei, ți s-au și alocat deja toate cele necesare pentru a duce la împlinirea acelei misiuni, program de viață, sarcini, da, rol, cum vreți să-i spuneți. Ba mai mult decât atât, din plin, da, ca să-ți ajungă pentru tot setul de sarcini, da, pentru care ai venit aici. Și știu că acum la unii fac așa scurt circuite, eventual în creierul ăsta învățat să gândească materialist, dar da, dragii mei, lângă misiunea aia, lângă sarcina, lângă programul ăla de viață de noi, sunt alocate deja în mod firesc suficiente resurse și energie, da, chei dacă vreți, sub formă de bani, sub formă de oportunități, sub formă de relații, sub toate formele prin care se manifestă energia în lumea asta, da? Materială. Pentru că, încă o dată, în esență, inițial totul este energie, care abia apoi se materializează pe planeta asta, prin bani, oportunități, conexiuni, relații, sănătate, da? Și așa mai departe. Și uite așa, practic, cu această, da, odată cu vârsta, etapă cu etapă, începem să simțim ușor, ușor, un fel de foame interioară. Încep să apară acele prime senzații, încă de mici, așa, da, de nu mi-ajunge ceva, da, îmi lipsește ceva. Încep și respectiv încep să apară primele vreauri, da, simt foamea interioară și vreau ceva. Ei, la vârsta copilăriei, asta se manifestă, da, începe a se manifesta prin tot felul de crize și isterii din categoria dăm, vreau, nu știu, da, bomboane, jucării, după aia trec la telefoane, da, și așa mai departe. După aia continuă, hora asta continuă la adulți cu iahturi, avioane, da, și altele. Din nou, dacă analizăm atent copiii mici, da, care încă nu sunt rupți de acel flux firesc, de acel flux firesc energetic, adică încă nu au acele uși de intrare, da, a energiei firești închise,
Ei practic au o stare continuă care este complet diferită. Da? Au o anumită flexibilitate în dorințe, să-i spunem așa. Cum arată concret chestia asta? Ei nu vor neapărat ceva cu ardoare, ci vorul lor, dar vreaul ăsta în copilărie, e mai mult un fel de vreau orice, adică vreau ce spui tu, vreau ce îmi propui, da? Tu doar propune, tu doar oferă-mi, da? Adică oferă-mi opțiuni, uite, cam așa e, da? Oferă-mi opțiuni, da? Adică cu un copil mic, încă la vârsta aia, încă neruptă, încă conectat în fluxul firesc, energetic, e ceva de genul, vrei în parc, vrei să mergem în parc? Da, vreau. Da, mergeți în parc, nu știu, azi plouă afară, ne-am trezit că plouă afară, bă, nu mai mergem. Vrei la film? Da, vreau, nu problemă, da, deci schimbă rapid. Da, nu știu, nu mai, cinematograful și ăla, nu știu, dărâmat, da, sau s-a întâmplat ceva. Nu vrei să mergem, uite, ăla e așa, nu vrei să mergem la Alina în vizită, de exemplu, da? Da, vreau, adică, și tot așa, adică un copil rapid își schimbă asta, da, nu, ia, ia, ok, asta, nu, ia, ia. E flexibilitatea asta. Ori noi, adulții, da, deja maturi, prin prisma asta noastră deja programată cu ușile astea închise, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi suntem cu aceste uși închise, cu aceste porți închise, da, interpretăm, că avem deja niște șabloane create, și interpretăm asta în cazul copiilor ca pe, da, avem și o gândire în acest sens, da, o analiză. Ei, încă e mic și nu știe exact ce vrea. Ori tocmai această stare de flexibilitate la un nivel mai profund, dacă am reușit să ne uităm la acest lucru, este tocmai acea stare prin care sau în care ușile, da, rămân deschise către acel flux firesc de energie, către, da, sau prin care curge viața noastră, dacă vreți, cu toate tipurile de energie. Ulterior, pe măsură ce creștem, se mai adaugă și diverse alte influențe dincolo de părinți, da? Dincolo de educație, diverse influențe din exterior, din afară și tot mai mult și mai mult îndepărtându-ne de destinul nostru, de programul nostru de viață, de misiunea noastră. Sau, în contextul acestei lecții de astăzi, dacă vreți, de matricea sorții de noastre. Deși noi astăzi nici nu o să vorbim despre matrice, o să fie așa un fel de primă introducere. Adică, mai exact ce se întâmplă? Începem să gândim și mai ales așa să simțim, că asta e cel mai nasol și partea cu simțitul, nu doar gânditul, nu prin prisma, da? Deci pe măsură ce creștem, începem să gândim nu prin prisma a ceea ce este potrivit nouă, ci începem tot mai mult să ne dorim ceea ce ne este indus conform șabloanelor exterioare. Mai exact, pe practic deja acea foame, da, de care am vorbit mai sus, acea lipsă pe care rapid, foarte rapid începem să o simțim fiecare dintre noi încă din copilărie, când se tot închid ușile, da, acelui flux energetic. Adică, practic, ce? Vasul ăla se tot, da, golește. Și când, imaginați-vă, exact cum e în paharul ăsta apa acum. Aici e zona, cât vedeți în pahar, este ceea ce a reușit să curgă, da, prin fluxul firesc. Și aici, deja, este zona de foame, da? Lipsa. Partea goală a paharului, da? Imaginați-vă partea asta goală a paharului, această lipsă, această foame interioară, pe care, încă o dată, începem să o avem imediat după ce se închid ușile fluxului firesc. Și pe această foame se conectează, dacă vreți, sau parazitează frumos societatea modernă, care, da, practic o face prin toate căile și metodele, da, îndemnuri din categoria dacă vei face asta, vei fi fericit, dacă vei avea asta, vei fi fericit. Și uite așa, începe viața noastră să fie foarte interesantă. Pentru că, practic, așa începe un fel de proces de doping. Așa cum i-am spus și mai sus, da? Începe un fel de hai să dopăm, hai să completăm cumva partea asta goală, hai să completăm cumva această foame. Adică, practic, încercăm să completăm acea energie lipsă, da? Acea foame, acea, da? Prin ce? Prin tot felul de metode din moduri exterioare, dacă vreți, nefirești. Un fel de
cale, da, un fel de drum și cale, un fel de sistem compensatoriu de energie. Deci, practic, da, încercăm să compensăm, să completăm ceea ce nu intră, da, pe jos, ceea ce nu vine din fluxul de jos. Uite, o să-i spunem mai departe, la ăsta e fluxul de jos, adică cel firesc, și de aici o să vorbim, da, din exterior, o să vorbim despre fluxul exterior, da, hai așa, fluxul interior și fluxul exterior. Și, practic, ce începem să facem? Păi, mergem să facem bani. Bine, până să facem bani, mergem și facem o facultate, să fie prestigioasă, da? Programele le știți în principiu, da? Mergem să facem bani, cât mai mulți dacă se poate, mai ales dacă-s Boeing, trebuie mulți bani, da? Cât mai mulți acolo să completăm. Căutăm jobul ideal, da? Meseria, serviciul ideal. Cum e asta? Idealul tip, cum e jobul ideal, da? Ăla tip doping, adică acela care să ne placă. Deci noi avem expresii din astea foarte multe, da? Să-mi placă ceea ce fac. Trebuie să așa, unii dintre noi chiar trăiesc cu o senzație și cu o impresie din asta că jobul e așa un fel de, ăla ideal e ăla care îți oferă un fel de continuă nirvana, da? Asta e un alt mit, dar mă rog, o să ajungem și acolo. Poate chiar în seminarele următoare, dacă nu în ăsta de azi. Shoppingul, o altă formă de doping. Deci eu, practic, ce vă povestesc acum sunt toate formele de doping, da? Cele cu care noi încercăm să completăm lipsa asta, golul ăsta, da, din interior. Cu shoppingul, practic, aici o întreagă industrie profită de pe urma acestei, da, de pe urma foamei și noastre energetice interioare. Sexul intră, da, tot pe aici și alte dopinguri, nu doar sexul, diverse alte dopinguri, nu știu dacă vreți să le spuneți, emoționale, astea care îți dau impresii, da, nu știu, vacanțe, călătorii, seriale, da, unii se așează pe seriale și stau, da, și alte jucării, dacă vreți. Unii sunt adulți care nu mai ies din vârsta aia cu jucăriile, da? Și care, practic, în esență, ce? Că credem noi toate, că toate astea ur să ne împlinească, da? Că așa simțim, că ne vor împlini. Noi simțim golul și vrem să-l completăm energetic. Unii, din păcate, merg chiar mai extrem decât atât și o dau în diverse tipuri de dopinguri și mai directe de dopinguri, da? Adică droguri și alte dependențe din astea lipsite de morală și legalitate. Bun. Cred că de la început, da, mai avem de lămurit ceva, pentru că noi de-a lungul timpului așa folosim, în principiu și în lecții și în webinarii și atunci când încercăm să comunicăm ceva, folosim cuvintele pe care le avem în limba noastră, în vocabularul nostru și în spatele fiecărui cuvânt, fiecare înțelege întotdeauna strict acel sens pe care îl are deja despre acel cuvânt. Ce vreau să spun aici, da? Banii în sine sau sexul în sine sau shoppingul în sine și așa mai, sau jobul în sine și toate restul, toate pe care le-am menționat, da, mai sus, nu sunt în sine, da, rău sau nu le neagă cineva, deci nu încercăm să le negăm, da, nu negăm toată partea asta. Important e aici de înțeles diferența nuanță, pentru că alte cuvinte nu avem, da? Nu avem bani de un fel, nu avem două cuvinte diferite pentru banii de aici și banii de aici, le spunem bani. Indiferent pe care flux intră, tot bani le spunem. Da? Deci, toată diferența nuanță, sau nuanța, diferența așa, constă în calea pe care vin, da? Una sau alta, o energie sau alta, adică pe fluxul de jos, da? Pe fluxul, dacă vreți, interior, cel firesc, sau vin pe fluxul exterior, da? Sau cel de sus, sau cel compensatoriu, sau prin forma doping. Deci, prin care cale vin aceste forme de energie? Prin cale, pe cale drum curge această sevă? Pe aici sau pe aici? Da? Tot ceea ce ține de fluxul ăla firesc, ăla de jos, ăla interior, vine întotdeauna singur, dacă vreți. Da? Uite așa, vine. Adică ca și o consecință, dacă vreți, ca și o urmare firească a alinierii noastre, da, cu programul, sarcina, matricea. Toată creativitatea vine de acolo, da, din acel flux firesc, da, de la mama natură, dacă vreți. Jobul sau ocupația venită pe fluxul ăsta firesc, pe fluxul de jos sau pe fluxul interior, jobul și ocupația, meseria, cum vreți să-i spuneți, activitatea, cea care vine din interior, este practic atunci când eu știu foarte bine ce caut aici, pe pământ, iar prin prisma jobului meu,
îmi îndeplinesc în cel mai bun mod programul și misiunea mea de viață. Adică stau așa bine pe picioarele mele, sunt maturizat, văd ce este în jurul meu și știu exact ce aș putea să fac din ceea ce au, din ceea ce au nevoie alți oameni, cum îi pot ajuta, cum pot să slujesc, dacă vreți, și să servesc acestei lumi, și asta nu mă exclude pe mine, da? Cum pot să slujesc și să servesc acestei lumi, să-mi îndeplinesc programul și sarcina pentru care am venit aici și toată asta mă includ și pe mine pentru că și eu fac parte din această lume. Ori, jobul celălalt, tip doping, ăla care vine de aici, da? Jobul tip doping e în esență ăla care doar trebuie să-mi placă, atât. Deci să mă facă să sar dimineața din pat, da? Să mă duc așa direct la job, să așa și imaginează unii că chiar există astfel de joburi, da? Adică așa, pe scurt și în esență nu mă gândesc deloc nici la slujit, nici la servit, nici la ce am de dat altora. Mă gândesc la mine, să mi se dea mie, da? Să-mi completez foamea, da? Și să-mi completez acel gol. Și da, musai credem că acest job, că eventual el trebuie să și corespundă, da, să fie aliniat așa cu celelalte șabloane și mituri, da, legate de sistem, de lumea modernă. Adică să fie și prestigios, dacă se poate, să fie și de succes, să fie și bine plătit. Deci trebuie să le și, adică să fie dopingul doping până la capăt. Trecem la bani. Banii firești, ăia care vin pe aici, prin fluxul de jos, ăia ce curg din fluxul energetic interior, sunt în esență bani care te, ca și caracteristică, dacă vreți așa, sunt bani care te liniștesc. Nu bani care te îngrijorează mai tare, da? Și eventual te scot din minți pe ce să-i cheltui, cum să-i cheltui, cum să-i păstrezi, să-i păstrezi, să-i economisezi, să-i muță, da? Deci banii care te îngrijorează și mai tare, banii de care trebuie să-ți faci și mai mari griji, eventual cum să nu-i pierzi și așa mai departe, da? E... Cred că înțelegeți, da? Ce fel de tip de bani sunt. Altfel spus, dacă am bani, eventual foarte mulți bani, dar oricum nu mă bucură nimic, oricum viața e tristă și așa gri, oricum da, nu mă simt cu adevărat împlinit și fericit, e clar în principiu pe ce ușă au intrat acei bani, da? Adică pe ce ușă. În esență, absolut tot ceea ce intră pe fluxul ăsta de jos, pe fluxul firesc, energetic, adică, sau nu, invers, hai să spunem invers. Tot ceea ce intră pe fluxul de sus, invers o să ne fie mai clar, adică tot ceea ce intră pe fluxul ăla nefiresc, da? Pe toate căile alea de doping energetic, necesită întotdeauna mult efort și implicare continuă, da? Eventual fără pauză, din partea noastră. Adică imediat ce te-ai oprit, da? Din una, a doua, a treia sau a patra, imediat se simte, da, foamea energetică. De aceea, starea asta, da, interioară, da, de îngrijorare, de îngrijorare, rămâne constantă. Atâta timp cât noi suntem conectați la acest flux energetic compensatoriu, da, la aceste surse de doping, da, de energie. Practic o energie falsă, dacă vreți, puteți să-i spuneți. Și invers. Atunci când noi suntem cu adevărat aliniați cu noi înșine, cu interiorul nostru, cu matricea destinului nostru, cu programul nostru de viață, cu misiunea noastră, da? Și trăim așa prin prisma sensului pentru care ne este dată această viață, adică respectiv suntem cu adevărat conectați în fluxul firesc de energie, în fluxul ăla interior, în fluxul de jos, apare ceea ce se numește calitatea vieții firească. Nu aia indusă din sistem, nu aia din reviste, ci o calitate a vieții firească. Și singurul criteriu de măsurare a acestei calități a vieții, pe lângă faptul că ea se manifestă în absolut toate formele de energie, nu doar într-una,
Deci când vorbim de sevă, când curge fluxul, nu curge doar una, curg toate. Adică curg și oportunități, și bani, și sănătate, și relații, și în toate. Da? Când se deschide robinetul fluxului, curg toate. Da? Și în același timp, calitatea vieții, pe lângă ceea ce se vede, da, în exterior și se schimbă, da, toate în exterior, ne oferă și acea stare interioară de plinătate firească pe care o simțim, nu ai cum să o încurci. Da? Este cu adevărat acea stare de fericire, dacă vreți. E acea viață în care eu reușesc să fac ceea ce am de făcut, pentru ce am venit pe lumea asta, să slujesc și servesc scopului, programului, misiunii pentru care am venit, dar și simt în același timp că trăiesc cu adevărat, da? Că mă bucur de această viață, da? Că iubesc această viață, că mă bucur de această viață, fără acea continuă senzație de îmi lipsește ceva. Da? Ceva îmi lipsește. E o ușoară foame din asta. Da? De multe ori ne putem să vedem oameni cu plini, să zicem așa, deci oameni plini, dar folosind complet acel flux compensatoriu, da? Acele surse de doping, și el într-adevăr prin sursele alea de doping își va umple cumva, da, rezervorul ăla. Adică practic ceea ce ar defini, da, societatea ca pe un om de succes. Deci are, nu știu, jobul ăla, idealul, da, nu știu, relații, se așa, bani, și totuși este un om nefericit. Eu cel puțin am cunoscut astfel de oameni. De ce se întâmplă lucrul? De ce omul aparent le are pe toate? E plin. E plin, rezervorul e plin. Și totuși este nefericit. Păi pentru că tocmai această energie împlinită este practic un fel de, o formă de iluzie a succesului. Pentru că iarăși, da, avem cuvinte, e același succes, acum fiecare ce înțelege prin acest succes. Singurul criteriu de succes în viața asta este acea stare interioară de calm, de liniște, de împăcare și, atenție, nu resemnare. Faceți diferența între resemnare și împăcare cu sufletul tău și cu rolul și cu misiunea și cu programul de viață pentru care ai venit aici, da? Este practic starea aia, sau e atunci când în suflet mi-e bine și nu mă macină deja niciun fel de întrebări legate de cine sunt, de unde vin, pentru ce sunt, de ce mă simt oricum înfometat. Da? În fluxul ăsta firesc, energetic, da? Fluxul ăsta de viață firesc, omul trăiește cumva, să-i spunem, fără o direcție concretă, așa, tip doping. Există inclusiv direcții, drumuri tip doping, da? Adică, practic, o direcție și un drum gândit cu creierul nostru, care, încă o dată, ăsta e plin de șabloane, induse și majoritatea dintre ele false și iluzorii. Noi ne-am învățat de mici că a vrea, să vrei, să știi ce vrei, este foarte bine și este sănătos. Dar oare e așa? Cum compunem noi acea listă de dorințe arzătoare pe care le avem? Oare ceea ce inventează rațiunea, creierul și capul nostru, raportat la ceea ce știe el și se află în mediul exterior, da? Și vede, este cu adevărat ceea ce este potrivit nouă înșine? Adică ceea ce noi tot ne scriem pe liste, da, nu știu, iaht, avion și așa mai departe, este cu adevărat aliniat cu destinul nostru, cu programul nostru de viață? Oare împlinind tot ceea ce noi așa de tare vrem cu ardoare în capul nostru și în rațiunea noastră, o să ne aducă cu adevărat împlinirea și fericirea? Ei, și la capătul opus, dacă vreți, este, da, așa, dacă ne gândim la o scară, e un fel de să nu vrei nimic. Eventual să nu știi ce vrei. Și suntem învățați că și asta e foarte, da, un lucru nesănătos, da? E rău. E rău să nu știi ce vrei, da? Sau să nu vrei nimic. Și într-adevăr, un om depresiv care stă în pat și nu vrea nimic, da? Nu arată deloc a om fericit, aliniat sau care se pară că este pus așa pe calea realizării programului lui de viață, nu? Ei, și atunci, care este calea, să zicem așa, sau drumul
în legătură cu doritul ăsta, da? Cu vrutul ăsta, da? Cum îmi dau seama ce vreau, cum vreau sau cum să vreau, cum e corect să vrei, da? Sau o altă întrebare pe care ne putem pune așa în expresiile noastre românești, care este acel mijloc de aur? Ei, când spunem mijlocul de aur, nu înseamnă deloc să vrei, adică undeva aici îi vreau, hai să vă arăt, nu știu, o scară, dar undeva îi vreau, undeva da, nu vreau, ei și undeva mijlocul, să zicem, este să vrei un pic sau să vrei un pic mai tare sau să nu vrei deloc, adică pe unde, cum stabilești, da? Cum e acest, da, vrut mijloc de aur? Imaginați-vă că pe scara asta, dacă în vârful scării, da, astea sunt nivelele de dorință, da, de a vrea. Dacă aici este vreau cu ardoare și la baza scării, undeva la primele, da, sunt nu vreau nimic și sunt depresie și sunt un zero pe băț, da? Ei, mijlocul de aur pe scara, pe această scară a nivelelor de dorință este practic intenția. De a avea intenție, de a intenționa. Aici vreau tare, tare, aici nu vreau nimic și aici intenționez. Intenționez să, da? Intențiile mele, dacă vrei, dacă am reușit să facem acest lucru. Ori de câte ori, și acum ca să înțelegeți, da? De ce e important acest lucru. Ori de câte ori gândim cu creierul, și asta practic facem, da? Majoritatea vieții noastre, stabilim tot felul de listuțe cu vreau, cu de-alea, cu știu exact ce vreau, dar în principiu, când noi gândim cu creierul, listuța aia de ce vreau este practic ceea ce gândește creierul. Și practic în creierul ăla stă tot acel succes iluzoriu predat de sistem și de societatea modernă, eventual și de părinți la început, la pachetel. Și eu chiar pot să fiu aprins, așa, motivat, spunem noi, perseverent, da? Ca un cal nebun din ăla să treacă la treabă, da? Și să realizeze cât mai rapid tot ceea ce-i trecut pe acea listă. Doar că așa de rapid uităm că acel creier, pe lângă faptul că este conectat, unul, la programul lui de supraviețuire, să aibă grijă de, da, de trup, să aibă grijă de trup în principiu, nu atâta de suflet, de trup. Mai e conectat, da, și la, încă o dată, la rațiune și la tot ce este acolo. Adică, practic, prin prisma, da, lui, vorbește trupul și creierul, nu sufletul. Da? Într-un creier programat, șablonizat, va vorbi, în principiu, trupul, da, și nevoile lui, prin prisma nevoilor lui, nu sufletul. Ori programul de viață, matricea noastră, cea de care e legat, apropo, fluxul firesc și seva, cu toate sursele, cheile către acele energii, da? Și surse de energie stabilite deja, create deja, stabilite deja de acea matricea destinului personal, de acel program personal de viață, se află și e legat de suflet, nu de trup. Ei, și această stare de înțelegere interioară te poate, practic, ajuta să treci cu adevărat în acea stare și acel nivel, da, de dorință numit intenție. Nu-i vreau, nu vreau, ci intenționez. Mai exact, cum arată treaba asta? Nu înseamnă că nu-ți mai scrii nimic, da? Sau nu-ți mai, nu știu, dorești nimic. Tu, evident, poți să stabilești o listă întreagă de dorințe, scopuri, planuri și așa mai departe. Dar ieșind cu ea în lume, da? În viața ta, în universul ăsta, dacă vrei, da? Noi ieșim în fiecare zi în viață și o trăim. Ieșind în viață, să spui, dragă lume, dragă univers, asta este ce intenționez eu, cam asta intenționez eu, dar sunt gata să mă îndrum și să-mi propui și tu. Este practic complet altă poziționare, una de participant în viața asta. Vă mai duceți aminte, vă mai dădeam exemplu mai sus și vă spuneam cum sunt copiii încă de mici, adică flexibili în... Ei sunt încă în starea asta de intenționez, da? Sau starea particip.
Eu intenționez orice îmi propuneți voi. Voi, până important, propuneți. Da? Da, mama, zi, eu... Și pe ochii, abia așteaptă să-i spui, da? Mergem în parc, mergem în parc, mergem la film. Dar nu mai mergem așa, da? Mergem acolo, da? Facem aia. Mergem la vizită la Alina. Și așa mai departe. Adică, încă o dată, când spunem să particip la ce? Da? Exact ca copiii, da? Eu particip. Voi propuneți că eu particip. Păi, simplu, practic, să participi și să vezi, da, în ceea ce îți oferă această lume, această viață, acest univers, Dumnezeu, dacă vreți. Practic, îți deschizi porțile, da, nu rămâi blocat numai în creier și atât și încât poate el produce, ci practic astfel îți poți deschide porțile în a participa în tot ceea ce îți este în principiu deja menit prin prisma matricei destinului tău și programului tău de viață. Gândiți-mă un pic și astfel. Apropo de legat de unde sunt cu adevărat limitele și unde nu sunt limitele, da? Sau până cum ne autolimităm, deși credem că cu creierul nostru că noi ne-am deschis porțile. Da? Ori omul practic se limitează, sau atunci când omul se limitează la propriul vreau, lista de vreau, în principiu, ceea ce el vrea, da, acolo, poate fi o listă cu 240 de puncte acolo, da? Toate astea, oricum, în principiu, sunt legate întotdeauna de o energie a cunoscutului deja, da? Sau o energie a trecutului. Adică, practic, vorbim de a vrea în limita a ceea ce deja ai cunoscut, văzut, gustat, ți-a povestit mama, ți-a arătat la TV, ți-a arătat reclama, ți-a arătat societatea, deci, și așa mai departe, da? Deci, eu am văzut, mi s-a povestit, am cunoscut, am învățat, am citit, am văzut reclama și uite, în limita asta eu vreau. Pentru că, gen, nu pot să vreau ce nu am cunoscut. Nu pot să scriu aici ce n-am cunoscut, văzut, gustat. Ca să vrei, în sensul pe care îl înțelegem, da, mai sus, trebuie, practic, deja să știi, să fii auzit, să fii aflat de undeva. Da? Adică, încă o dată, e strict în limita a ceea ce există deja în sfera cunoașterii tale. Ori, încă o dată, cum credeți, asta e tot ce există? Sau o fi asta tot ce mi este menit, poate să creez chiar eu, prin matricea programului, prin matricea destinului sau programul meu de viață? Astfel putem să spunem chiar că atunci când omul știe exact, da, foarte bine ce vrea, viața oricum nu-i va putea oferi decât în limita a ceea ce știe, a proprii viziuni asupra lumii pe care o are, da? În limita celor șabloane pe care le are. Hai să vă dau niște exemple. Da? Un bărbat visează, el vrea, a văzut sau așa, și el vrea. O femeie brunetă, deșteaptă, cu ochii albaștri și eventual să fie, da, de succes. Dar cu adevărat fericit, pentru că e potrivit, da, pentru el în viața asta, îl va face o blondă, nu foarte deșteaptă, dar sufletistă, casnică, mamă, nu știu. Da? Sau eu pot, în limita la ce am învățat eu și cred eu din jurul meu, să tare, tare, tare vreau 10.000 de euro pe lună și să mi se pară că asta este, dacă aș avea 10.000 de euro pe lună, uite așa de plin și de fericit aș fi și m-aș alinia cu mama programului meu. Ori fericirea aliniată, potrivită în viața mea, conform misiunii și sarcinii care mi-au fost încredințate, necesită să-i spunem 50.000 de euro pe lună. Nu, poate fi, nu? Ori eu practic mă autolimitez. Și de-aia nici n-am cum să ajung la cea, da? Plinătate. Sau, eu tare, tare vreau un apartament drăguț, cochet, mic pe Bulevardul Victoriei în București. Că așa mi-o citit că e prestigios și fain și mișto, așa. Dar poate fericirea, da, lângă programul, împlinind programul vieții tale, este în general undeva într-o casă, în sat, la poalele muntelui. Înțelegeți la ce mă refer? Și lista asta practic este infinită. Sunt mii de astfel de dorințe create cu capul nostru, da, cu creierul nostru, cu rațiunea noastră, cu logica noastră.
Da? Listă din asta infinită, plină de scheme, vreau, da? Care nu fac decât să ne limiteze. Da? Deci poziționarea asta e una închisă, dacă vreți, față de viață și față de univers și față de tot ceea ce are să ne ofere acestea. Încă ceva foarte important legat de sănătate. Și aceasta, da? Și sănătatea, practic, curge firesc prin acel flux interior și flux de jos energetic. Când? Atunci când există echilibru între trup, creier, suflet. Sufletul este cel care le acordează, dacă vreți, da? Pe toate celelalte. Când sufletul vine aici pe pământ cu scopul și misiunea lui și are o treaba lui, iar trupul împreună cu creierul încep să vrea tare, tare diverse și mai ales complet nealiniate și complet departe, da? Complet pe alt drum, da? Față de misiunea, sarcina și sufletului. Sufletul în principiu spune, o, nu, pe aici, aici cu siguranță, da? Nu e ceea ce am eu nevoie. Ce vrea omul ăsta, creierul și trupul ăsta în care stau eu aici, asta cu siguranță nu mă ajută deloc în sarcina și programul pentru care am venit aici. Adică, cumva, dacă vreți, să dezacordează. Da? De aceea, practic, această energie de tare vreau, complet nealiniată cu programul tău de viață, stârnește și grăbește în același timp procesul îmbătrânirii și apariția diverselor îmbolnăviri. Nu întâmplător Socrate, da, spunea că nu poți să vindeci trupul fără să vindeci sufletul. Noi treaba asta putem să o vedem cu ochiul liber analizând în jurul nostru. Noi spunem despre oameni, radiază de viață și de sănătate sau nu. Și chiar așa și este. Pentru că pe acolo, pe unde curge, circulă, nici nu, da, circulă și curge fluxul firesc, energetic, de viață, acolo radiază. Da? Precum exact acei copii care încă au păstrat acea stare de intenție și de participare. Da? În ochii lor se citește. Nici nu pot să spun, nu doar că fericirea, ci permanent curiozitatea asta, ce o să urmeze azi. Da? Starea asta de intenție și de participare în viață. Cei care se conectează foarte ușor la acest ce îmi oferă și ce îmi propune Universul, da? Oamenii ăștia practic radiază exact ca și copiii. Și ca și copiii, sunt oameni care se pot foarte ușor deconecta și reconecta, da, foarte simplu, foarte ușor, la ceea ce li se propune, da, le oferă atmosfera, mediul, lumea înconjurătoare, da, ca și răspuns la intențiile lor. Da? Deci ei sunt foarte flexibili cu acea listuță. Asta e ce vreau eu, dar pot să schimb, da? Adică sunt de acord în același timp și cu ce propui și oferi tu. Așadar, sarcina noastră, în principiu, una din sarcinele noastre importante, conștientizând, da? Este să încercăm să eliminăm sau să, mai bine spus, să închidem ușor, ușor, treptat acest sistem compensatoriu de energie, aceste surse de doping și să putem vedea cu adevărat ce este sub sau dincolo de aceste surse de doping, da? De acest sistem compensatoriu energetic. Și asta nu e deloc ușor, tocmai pentru că, în esență, acest sistem de compensare a energiei este ceea ce numim noi în lumea modernă siguranță socială. Și toate acele lucruri și surse cu care ne-am obișnuit într-atât, încât chiar dacă noi nu dormim neapărat bine, nu suntem neapărat fericiți, împliniți și așa, atâta timp cât în viața noastră avem un soi de suficiență și decență din categoria număr de foame, nu? E un fel de zonă de confort greu de părăsit, un fel de mlăștinuță de măcarea mea și călduță. Da? Ori noi, în principiu, măcar teoretic, fiecare dintre noi știm că magia începe să se întâmple dincolo de zona de confort. Și pentru a reuși, totuși, este necesar să cugetăm și să înțelegem profund
ce anume ucidem sau practic la ce anume renunțăm prin sau folosind și rămânând conectați la acest sistem compensatoriu de energie exterioară. Probabil știți, analizând inclusiv pe voi înșivă, că atunci când mergi la supermarket, da, la magazin flămând, pui în coșul ăla de toate, până și ceea ce numai mâncare nu poate fi numit. Nu mai gândești, e potrivit, nu-i potrivit, da? Pur și simplu de flămând ce ești, încarci tot coșul ăla, da? Adică practic așa cu tot, da? Vrei, tare vrei, de toate, vrei tot magazinul, practic. Când ești înfometat, vrei tot magazinul. Și invers, dacă ați trăit vreodată experiența asta, când mergi la supermarket, sătul. Și în principiu când mergi sătul, îți pui în coș, alegi să pui în coș, într-un mod complet diferit. În esență, vei pune în coș ceea ce ai cu adevărat nevoie. Ceea ce e cu adevărat mâncare. Ceea ce e cu adevărat potrivit pentru tine. E adevărat că de multe ori când pleci în starea asta nici nu vrei să cumperi nimic. Asta e altă explicație apropo de ce sunt pline magazinele noastre, da? De mâncare sau nu chiar mâncare. Dar să zicem, da? Că totuși există câte ceva potrivit prin acel magazin, vei alege strict ceea ce e potrivit. Ei, imaginați-vă că lumea și viața asta este ca un soi de supermarket, plin de rafturi, da, cu de toate pentru toți. Și când spun cu de toate pentru toți, inclusiv parteneri, relații, anumite sume de bani, legături, conexiuni, oportunități, sănătate, etc. și etc. Deci toate formele de energie densificată, da, toate formele de energie manifestate în lumea noastră. Când intri flămând în această viață, da, în acest supermarket, când ești un om flămând în acest supermarket al vieții și începi să dai buzna pe toate rafturile astea, practic pui în coș așa de toate, fără să gândești potrivit, nepotrivit pentru tine, aliniat cu sufletul tău, nealiniat. De ce? Tocmai pentru că ai senzația că orice vei pune în coș o să te sature. Că orice vei avea, dacă vei avea de toate, vei fi săturat, da? Vei fi împlinit. Și imaginați-vă, de asta vă spuneam mai sus, plin, da? Nu neapărat satisfăcut cât sătul. Și imaginați-vă cum ar intra sau cum intră în acest supermarket, da? Adică în această viață, în acest univers, în acest supermarket numit viață și univers, un om, sau cum interacționează cu acest supermarket, un om deja plin, firesc, energetic, adică unul împlinit, unul sătul. Ce va alege acel om de pe rafturi? Sau cum va alege el? Evident, într-un mod complet diferit. Exact cum face, da? De altfel, în esență, un om plin, energetic, în mod firesc, de asta nici nu prea poți să-i vinzi nimic. Asta la modul direct acum, nu mai vorbesc metaforic, la modul propriu, concret. Pentru că un om plin energetic, în mod firesc, nu plin energetic iluzoriu prin doping, ci plin în mod firesc, începe atât de mult să se audă pe el însuși și ceea ce este în interiorul și în sufletul lui cu adevărat, încât începe să înțeleagă ce este cu adevărat potrivit pentru el. În starea de foame energetică, în schimb, oamenii compensează prin tot felul de vreauri, exact așa cum fac oamenii înfometați care intră într-un supermarket, da, și își umplă coșul cu de toate. Relațiile, da, și sexul, dacă vreți, a devenit una din formele cele mai moderne de doping energetic. E ușor așa. Dopingul cel mai simplu, de cel mai rapid, da? Completează iluzoriu, da? Paharul, rezervorul. Adică, practic, oamenii încearcă astfel să primească în relații din astea tip doping sau din sex tip doping, încearcă să primească de la parteneri energia aia compensatorie, da? Energia aia care le lipsește. Noi avem chiar și expresii legate de relații, precum mă împlinește. Da, mă împlinește, adică practic îmi dă ce îmi lipsește. Ori o relație autentică din asta de tip
flux firesc, să-i zicem din categoria, da, acolo unde circulă fluxul firesc, este tocmai acolo, sau o relație, unde are loc un dans energetic, precum e descris și în cartea, da, Drumurile iubirii, de Valeria și Vladimir Dubkovski, cei care ați citit-o știți la ce mă refer, în acea stare de flux firesc, energetic, primordială, este dragostea. Și nu vorbim încă o dată de, cum e descris, da, cum găsiți descris și în Drumurile iubirii, nu vorbim de acea îndrăgosteală patologică plină de hormoni, ci vorbim de dragostea față de viață în primul rând. Acolo unde nu două, da, unde două, să spunem așa, două plinătăți joacă un dans al vieții. Nu unde, adică două plinătăți, da? Nu unde două jumătăți se omoară și se epuizează, da, reciproc, se scot de minți reciproc în încercarea asta de a-și completa unul la altul lipsurile energetice, prin sex inclusiv. În general, atunci când iubesc viața și nu dopingurile mele, în general reușesc să iau complet alte decizii. Da? Pentru că vor fi niște decizii de aici, nu niște decizii din alte zone. Da? Niște decizii aliniate cu sufletul și programul meu de viață. Ori noi ne-am învățat că suntem oameni raționali, da? Homo sapiens, cu creier, cu minte, inteligenți, și pe măsură ce apare de fiecare dată un nou vreau în viața noastră și lumea modernă cu tot sistemul de marketing are grijă, da? Ei, de lucrul ăsta, ca și om rațional așa, modern, găsim rapid o soluție, adică găsim rapid o sursă de doping care să împlinească și să completeze acest vreau. Și în rezultat, practic, la ora actuală avem ceea ce vedem, oameni care aparent, mulți dintre ei sunt plini, deci aparent au, că de foame nu mai, cum vorba lui Cătălin, n-a mai murit nimeni din 46, dar care nu se mai aud deloc pe ei înșiși. Acum, cum facem să revenim la acea dragoste de viață? Să ne reconectăm la acel flux firesc de energie, ăla de jos, da? Ăla interior. Și practic cum facem să închidem acele surse de doping și acel sistem compensatoriu de energie? Să începi să te lămurești practic cu toate alea, cu toată lista aia de vreau, și asta vreau pentru că asta nu vreau așa, este practic un fel de ocupație așa inutilă sau puțin eficientă. Ai putea să te gândești, dar eficiența va fi, da, foarte scăzută. Această energie de, și această listă și energie, da, de vreau nefiresc, va începe, dacă vreți, automat să scadă, sau mai bine spus, poate să se transforme cu adevărat din, da, vreau în intenționez, da, în intenție și în participare, particip în această lume și în această viață și în acest univers și în programul vieții mele, pe măsură ce prin cugetare și înțelegere, da, spălăm acele șabloane, deci schimbăm acea viziune asupra lumii, deschidem practic ușor și treptat acel robinet al fluxului firesc de energie, al fluxului interior de energie, al fluxului de jos, că tot i-am spus astăzi și astfel. Cum mai exact se întâmplă chestia asta? Mai multe, da? Sunt mai multe detalii aici, dar ar suna asta în felul următor. În primul și în primul rând, prin conștientizarea și identificarea corectă sau adevărată, da? Sau corectă a eu-ului adevărat și încetarea identificării cu eu-ul fantomă, vorba lui David Icke. Adică, pe măsură ce treptat conștientizezi că ești suflet ce trăiește periodic într-un trup și nu invers, că suntem conștiințe infinite ce venim aici să trăim experiențe, lecții și să creștem practic, da, să înflorim toate cele semințe și capacități stabilite și însămânțate acolo în sufletul nostru încă de la nașterea noastră sufletească, adică practic pe scurt să reîncepi
să fii suflet cu experiență în trup, nu un trup care are undeva un suflet pe undeva pe acolo și n-am când să mă gândesc la el acum. Asta e primul mare pas. Pare simplu, dar la unii durează cu ani, ca în cazul meu. De asta, încă o dată, recomandarea mea este citit cu atenție ca pe un instrument nectar pentru suflet. Vă ajută enorm în procesul ăsta. Mai departe, prin conștientizarea și alinierea cu, la ceea ce noi numim programul de viață, despre care găsiți aici, da, îi spune visul măreț, sarcina, misiunea. Cuvinte sunt folosite multe, esența este aceeași. În esență vorbim despre de ce ai venit, lucru pentru care ai venit, lucru, vedeți, nici măcar nu lucru, dar să spun, lucru pentru care ai venit aici pe pământ, scopul pentru care ai venit aici pe pământ, în această călătorie în care îți vei răspunde adânc în ce constă soarta și destinul tău, care este sensul vieții, ce pot și trebuie să fac, ce nu voi putea să fac în această, încă în această viață, oricât m-aș strădui în această viață, ce pot să schimb și să influențez și ce nu pot, da, până unde sunt aceste granițe ale posibilităților și capacităților mele. Da? Deci în această călătorie îți vei tot răspunde la aceste, da, întrebări. Și pe măsură ce îți vei răspunde la aceste întrebări, ușor, ușor sursele de doping se schimbă, pentru că identificarea începe să fie complet alta. O altă metodă este prin alinierea și utilizarea corectă a ceea ce numim noi de asemenea simbolic, că e doar simbolic și doar un fel de a spune, da? Matricea destinului, matricea soții, matricele destinului, în care practic și este setat acolo, da, programat, așezat în acea matrice și este programat acolo tot ceea ce am spus mai sus, da, conform vârstei sufletului nostru. De asta sunt matrici diferite, fix conform vârstei sau aliniat și cu vârsta sufletului, pe lângă acele, da, semințe, capacități, dimensiunea rezervorului, da, avem și o matrice aliniată cu toate astea. Această matrice personală despre care o să tot vorbim, deja nu astăzi, ci în următoarele webinarii, da, sau seminarii, sau videouri, mă rog, este, dacă vreți, ca o cheie cu care deschidem larg acele uși din fluxul, da, de jos, către sevă, da? Către seva firească energetică, către fluxul energetic firesc, da? Și personal al nostru. Dar tot în acea matrice personală a destinului, și de asta insist să o dăm așa pe bucățele, tocmai ca să înțelegem, tot în ea se găsesc și acele chei, dacă vreți, sau acele indicii, acele butoane roșii, dacă vreți, care se aprind într-un fel, atunci când noi nu utilizăm corect matricea proprie a destinului nostru. Neapărat o să povestim despre toate tipurile de matrici, 4 la număr, mai exact, dar până atunci, pentru a reuși ca acel webinar despre matricile destinului să fie cât mai clare, cât mai înțelese, cât mai ușor de identificat, da? Ca acel tablou, practic, cu matricile destinului să fie foarte clar și aplicabil, vom mai avea de discutat în webinarele ce urmează niște încă, da, niște concepte și niște noțiuni care sunt în principiu comune tuturor oamenilor, indiferent de tipul matricei lor. Și până data viitoare aș vrea să închei seara de astăzi cu povestea mea personală, pentru că simt, dacă vreți așa, un fel de exemplu, pentru că simt că am trăit, dacă vreți, și am experimentat dur așa, da? Un astfel de deconectare de doping, da? Și s-a întâmplat asta într-un mod masiv în viața mea și probabil nu întâmplător. Exact înainte să se întâmple toată această magie care se întâmplă în viața mea. Deci, practic, ce m-am povestit astăzi este un soi de
de da, știu cum e, de nu e scris frumos și în carte și atât. Când trăiești, da, cunoașterea asta devine un soi de cunoaștere de aici și înțelegi mult mai bine practic tot ceea ce v-am spus astăzi. Mulți dintre voi știți povestea în detalii, eu nu o să intru acum în toate detaliile, cei care tare veți o găsiți cu siguranță, dar deja cei care o știți, având aceste date de astăzi, aceste lucruri pe care le-am povestit astăzi, poate va avea și mai mult sens sau și mai multă profunzime sau poate chiar și explicații pe care poate până acum nu le-ați avut, cum mi s-a întâmplat mie. Da? Acum 3 ani, după ce în principiu eu aveam deja o masă critică, da, masă suficientă, să-i spunem, de informații adunate încât să se întâmple acel da boom, dar eu totuși cu căpuțul meu, cu rațiunea mea de homo sapiens, da, de, cu multă inteligență și așa mai departe, mă încăpățânam să vreau în continuare cu ardoare. Și cei care mă cunosc foarte bine știu foarte bine cum eram până acum 3 ani. Caracteristicile mele dintotdeauna au fost de perseverentă, cu ambiție, deci practic fix după rețeta de astăzi, da? Eu vroiam, eu chiar știam ce, și aveam o listă cu 240 de puncte până în detalii, știam, da, ce vreau, și lista era într-adevăr plină de dopinguri, bineînțeles, fiind absolut convinsă încă, da? Eram convinsă că după ce voi putea, după ce voi împlini toată acea listă, voi putea trăi fericită, da? Ei, și pentru că eu mă încăpățânam, da, viața și îngerii, pentru că nu se întâmplă așa, asta ar fi fost așa o alergătură continuă și oricum o neîmplinire, pentru că în interiorul meu oricum mă simțeam neîmplinită oricât, în oricare etapă a vieții mele, niciodată n-am fost, da, până atunci, dar nu mă simțeam cu adevărat împlinită din interior, fericită din interior. Deci permanent era un fel de, imediat, mai completăm și asta și o să mai completăm, mai schimbăm asta, mai terminăm cu asta și abia după și abia după, da? Ei, viața și îngerii mi-au organizat ceea ce în contextul lecției de astăzi i-am spune un deconect, da? Un detox de dopinguri forțat. Da? Deci, practic, m-au deconectat din lume, să zic așa. Da? Și am stat la pat, imobilizată la pat așa vreo 2 luni. Și, practic, am avut timp, dacă vreți, să încetez să mai vreau cu ardoare diverse din astea exterioare, împliniri din astea tip doping. Și uite, până astăzi poate nu știam cum să explic mai exact ce se întâmplase, cu informațiile de astăzi probabil o să fie mai clar. Pentru că nu înseamnă deloc că trecusem în nu mai vreau nimic. Eu am renunțat atunci la a gândi și controla, la mă îngrijora de viitor, a-mi organiza rațional, da, și practic și inutil, da, viitorul. Dar asta nu înseamnă că m-am resemnat, cum ar veni, în zona cealaltă, da, deci de aici, de la vreau tot, la nu mai vreau nimic. Nu înseamnă că m-am resemnat, ci doar a fost un fel de a-mi spune, chiar dacă nu cu cuvintele astea atunci, am spus sufletește și energetic a fost în sufletul meu, da? A fost un fel de a spune de particip. Da? Sunt aici și particip. Intenționez. Deci intenționez. Nu știu. Nu mai vreau toate astea exterioare. Nu că nu mai vreau nimic, s-ar putea multe să vreau, dar particip. Adică cumva din sufletul meu a ieșit un fel de dragă univers, dragă viață, particip în tot ce-mi ofer, dar tot ce-mi ofer și este potrivit pentru mine. Iar eu de astăzi încep să-mi trăiesc cu adevărat programul de viață, fără să mai aștept, da, altele exterioare să se întâmple. Eu continui să vreau, dar nu mai o să mai vreau ceea ce produce capul meu, ci ceea ce este. Și tu știi mai bine, da, viață și univers, respectiv tu, suflet, da, știi mai bine ce este cu adevărat aliniat cu sarcina, cu misiunea, cu programul meu, da, de viață în această viață. Indiferent că asta înseamnă apartament în București sau catedrală la Piatra Neamț, indiferent care va fi activitatea aia, eu în momentul ăla de intenționez, eu doar știam că urmează să servesc, să slujesc mie și planetei care mă include, dar nu știam încă exact
ce voi face concret. Da? Era doar, indiferent ce înseamnă asta, eu particip. Ghidează-mă. Viața, univers, ghidează-mă. Eu voi fi bucuroasă și fericită să-mi slujesc, servesc sufletului și acestei lumi. Eu deja căpătasem acea fericire. Deci, practic, așa s-a și întâmplat. Pentru că, practic, în acea, da, din acea zi, cumva așa, parcă cu viteza, dincolo de faptul că brusc, instant, în mine, deja se desfăcuse robinetul și apăruse deja acea stare de împlinire și fericire, deși eu eram încă în pat, imobilizată. Și după ce s-a terminat experiența aia de ieșit, da, cu patul și cu imobilizatorul, parcă cu viteza luminii au început toate să se schimbe, să se transforme și să se manifeste în jurul meu, efectiv, încă o dată, cu viteză uluitoare, pe care capul meu nu le-ar fi produs niciodată. Dar, încă o dată, caracteristicile principale ale conectării în acest flux energetic, pentru că eu le-am trăit și simțit din plin și le trăiesc și da, în continuare. Deci, cu adevărat, este o împlinire și o umplere din astea de energie interioară cum nu te-ai putea niciodată împlini, niciodată, cu surse de doping. Deci acea energie interioară. Probabil nici nu avem cuvinte în limba română care să descrie starea aia, da? Și senzația aia. Senzația și starea aia, da? Una din caracteristici, da? Că nu mă mai îngrijorez. Și asta încă de când habar n-ai. Deci eu încă în pat atunci, încă habar n-aveam ce va urma pe drumul ăsta. Nu știam ce urmează. Dotera și toate alea urma după aia. Dar eu deja eram fericită și liniștită, da? Când am spus acest din suflet particip. Gata, particip. Nu mai amân viața. Particip în viața de astăzi. Nu mai amân programul de viață. Particip și îndeplinesc acest program. Ei, și practic în momentul ăla s-a deschis robinetul, de-a dreptul robinetul, cred, nu știu cum să-i spun, țeava, da? Cu toată seva, da? Fluxul cu toată seva, pe unde au început să curgă, evident, relații, conexiuni, legături, întâmplări, evenimente, oportunități, cu toată dotera la pachet, sănătate și, evident, și bani și toate ce au, da, urmat și sunt convinsă că încă multe încă sunt înainte. Și eu nici nu mai am listă, pentru că sunt mai mult în această de yes, să vedem ce are viața, da? Să-mi ofere și să-mi ofere încă o dată. Ea știe mai bine, sufletul știe mai bine, atâta timp cât eu sunt aliniată cu matricea mea, cu programul meu de viață, în rest știu că toate vor veni pe acolo exact conform și aliniat cu programul meu de viață, cu sarcina mea, cu visul meu măreț și ce alte cuvinte vreți să mai folosiți. Sper că toate astea au făcut astăzi, nu știu, sens pentru voi, că v-au dat noi nuanțe, da, de înțelegere și că vă sunt utile și că vă sunt benefice. Eu vă spun mulțumesc și la revedere până la următorul webinar, care încă nu știu când va fi, e funcție de fluxul firesc, deci n-am pe listă, e funcție de fluxul firesc, când se naște, se naște și va fi livrat ca și acesta aici pe canalul meu de YouTube. Seară frumoasă, că la mine acum este seară, sau zi bună la cei care o să vadă acest video pe timp de zi. Pe data viitoare!